Salut! Astăzi îți propun o nouă întâlnire cu Vlăduț, micul nostru detectiv. Are provocări noi pentru tine. Începe cu ambalajele din coșul de alimente, învață să colecteze selectiv, află apoi în ce se transformă deșeurile și nu a uitat să-ți prezinte câteva secrete pentru cumpărături chipzuite. Dacă ai urmărit filmulețul anterior, îți amintești că Vlăduț a mers la cumpărături și s-a lămurit cum să facă alegeri înțelepte pentru o alimentație sănătoasă. Acum este foarte preocupat. Îl macină o întrebare. Produsele alimentare cumpărate au ambalaje. Ce fac cu ambalajele? Vrei să-l ajuți tu? Hai să vedem ce are în coș. Parcă o sticlă de lapte, o pungă de chipsuri, o cutie de mix de semințe, o sacoșă cu mere, o doză cu suc și o pâine. Acum să vedem în ce tip de ambalaj a fost pus fiecare produs. Ar trebui să separăm pe categorii sticlă, plastic, hârtie și doză de aluminiu. Primul produs? Lapte? Ce zici? De regulă vei găsi la PET sau cutie de carton. Vlăduț a găsit de data aceasta la sticlă. Pâinea? Corect. Este în pungă de hârtie, mai ales dacă este caldă să nu se aburească punga de plastic. Dacă te uiți cu atenție, vezi mix de semințe într-o cutie de plastic transparentă, iar merele într-o pungă de plastic. Chipsurile oare în ce sunt ambalate? A, așa este. Ai dreptate. O pungă de plastic mai specială. A rămas sucul. Ai ghicit. Ambalajul lui este doza de aluminiu. Vlăduț zice că pentru a ajuta mediul ar trebui să le colecteze selectiv. Ai grijă la culori. Pentru a face mai ușoară sortarea deșeurilor, dacă ai observat, oamenii folosesc un cod al culorilor pentru fiecare tip de deșeu. Este exact ce îi place lui Vlăduț să dezlege coduri. Ia să vedem. Containerul de culoare galbenă va depozita deșeuri de plastic. Albastrul este culoarea containerului în care se depozitează deșeurile de hârtie și carton. Containerul verde ascunde sticla și cioburile de sticlă, borcane de sticlă, toate obiectele de sticlă, dar fără capac. Iar roșu e pentru doze de aluminiu și alte metale. Hai că nu e greu! Este ca un fel de joc pe care îl poți practica și acasă la tine. Și acum hai, fiecare la culoarea lui! Ia să vedem acum. Sunt bine puse ambalajele? Plastic, galben, hârtie, albastru, sticlă verde și doza de aluminiu, metal. Corect! Dar cu acestea ce fac? Sunt resturi din bucătărie care nu pot fi colectate selectiv. Ei, am găsit o soluție. Ele merg la gunoi menajer. Pentru ele se folosesc codurile negru sau maro. Deci, nu uita, containerul negru sau maro poate fi folosit pentru gunoi menajer. Și încă ceva, dacă vrei să ajuți mediul, trebuie să ai grijă să consumi chipzuit ca să obții cât mai puțin gunoi menajer, pentru că acesta nu poate fi transformat. Și acum să vedem în ce se transformă deșeurile din coșul de cumpărături. Ești curios? Să ne informăm din mai multe surse. Am găsit că sticla se reciclează în totalitate, adică se vor produce alte sticle, borcane,
produse diverse din acest material. Hârtia se transformă în produse pentru construcții, combustibil în amestec cu deșeuri de plastic și lemn sau poate ajunge din nou la tine sub forma unor ziare, reviste, diverse publicații. Plasticul se transformă în fibre speciale pentru covoare, jucării sau chiar ambalaje PET, alimentare și nealimentare. Dozele de aluminiu. După ce sunt zdrobite și încălzite, dozele ajung într-un cuptor de topire care le transformă în lingouri. Alte mașini le trag în foi subțiri care se vor transforma în alte doze. Întregul proces de transformare durează aproximativ 60 de zile. Dacă ai colectat selectiv, vei ști că ai ajutat și tu mediul. Și mai poți fi de ajutor într-un fel. Să faci cumpărături chibzuite. Mergi la cumpărături cu o listă pe care ți-ai notat tot ceea ce ai de căutat. Așa vei evita să cumperi produse de care nu ai neapărat nevoie. Dacă la raionul fructe sau legume ai de cumpărat un singur produs, poți lipi eticheta cu prețul direct pe el, fără a mai fi nevoie să folosești o altă pungă de plastic. În speranța că te-am învățat câteva din trucurile mele, îți urez cumpărături inspirate!